Anul 2015 aduce pentru AJOFM o schimbare de mult așteptată. Datorită creșterii activității de ocupare și a traficului de date care tranzitează Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, documentația de lucru a ajuns din ce în ce mai anevoios de realizat și de operat. Așadar, reprezentanții serviciului au decis să modernizeze instrumentele de lucru, optând pentru o bază de date electronică disponibilă tuturor clienților. Aceștia vor avea acces nelimitat la dosarul propriu, va exista un sistem de eliberare de numere de ordine care va asigura un flux civilizat de interacțiune cu funcționarii, eliminând în mare parte atât de cunoscutele cozi de la ghișee și având ca rezultat un serviciu fără întârzieri. Totul se va întâmpla după ce nu va mai exista un număr atât de mare de documente pe suport de hârtie. Soluția de arhivare electronică s-a impus ca o necesitate cerută de piața muncii. Arhivarea electronică va presupune că în mare măsură clienții noștri vor avea acces direct la propriul dosar pentru a-și putea culege informațiile și încercăm să și ordonăm activitatea. Vineri, 17 aprilie, a avut loc conferința de lansare a proiectului, urmând alcătuirea echipei de management, activități de implementare și achizițiile publice. Din fericire, roata a fost inventată, ne bucură să-l avem lângă noi pe inventatorul, sau mă rog, cel care a implementat pentru prima dată un sistem de arhivare pentru servicii publice de ocupare, domnul Iorgovan. Pentru început va fi arhivată electronic doar o parte a documentației, urmând ca după o perioadă să se opereze exclusiv cu dosare pe calculator. Noi avem în vedere în special dosarele de plată a indemnizației de șomaj, care sunt cele mai uzitate în prezent. Dar odată instalat sistemul de arhivare electronică, orice document creat de acum încolo va fi scanat și va fi arhivat electronic, astfel încât noi sperăm într-un timp cât mai scurt să reușim să avem arhivat electronic toate documentele create în cadrul instituției. Astfel, funcționarii publici vor câștiga eficiență și va crește productivitatea muncii prin eliminarea unui dute-vino cu hârtiile între departamentele instituției. Proiectul, numit Fluxuri moderne în sistemul public de ocupare, se va derula în trei zone ale țării, Suceava, Ilfov și Alomița. Se va implementa în perioada februarie-decembrie, în cursul acestui an, o perioadă scurtă de 10 luni, care ne va mobiliza și ne va determina să ne atingem obiectivele alergând spre rezultatele pe care ni le-am propus. Despre ce sumă vorbim în proiect? Este vorba de 8 milioane de lei, 8 milioane și ceva, deci cifrele exacte le veți vedea, dintre care 2 milioane este suma proprie, deci aportul propriu, iar diferența este finanțare din Fondul Social European. Practic, în decursul și după cele 10 luni pe care se va derula proiectul, serviciile publice de ocupare vor beneficia de un sistem online, care va organiza, ordona și simplifica simțitor structura instituțiilor. AJOFM-urile vor putea colabora online, iar clienții vor avea acces nelimitat prin folosirea infochioșcurilor achiziționate prin proiect. Fiecare dintre cele trei servicii publice de ocupare, deci vorbim de agențiile județene de ocupare a forței de muncă, vor beneficia de sistemul de arhivare. Se va realiza sustenabilitatea proiectului prin faptul că acest sistem va putea arhiva și documente și celelalte documente pe care le vom avea în cadrul instituțiilor noastre. Deci scăpăm de arhivele alea prăfuite, nu mai intrăm în ele, le scanăm și accesăm documentele civilizat, inclusiv le vom putea vizualiza de la un serviciu public de ocupare la altul. Deci vom evita plimbatul clienților, circuitul hârtiilor, a documentelor. Deci cu siguranță vorbim de o modernizare a fluxului, în circuitul documentelor, a fluxului informațional. Partenerii AJOFM Suceava sunt agențiile Ialomița, Ilfov, Societatea Media One și Fundația Equilibrium. Acestea urmăresc dezvoltarea comunității și, de ce nu, creșterea calității vieții în România. Grupul țintă al proiectului se centrează pe cele trei agenții de ocupare a forței de muncă, Suceava, Ialomița și Ilfov, alături de persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, aceștia fiind beneficiarii finali ai serviciilor de ocupare performante. Mai mult, 21 de persoane vor fi angajate și instruite pentru arhivarea și gestionarea dosarelor. Derularea proiectului se va încheia în luna decembrie 2015.